Prima întrebare. Cum a fost posibil 7 octombrie, domnule ministru? Asta este chiar o întrebare foarte bună și eu îndrăznesc să încerc un răspuns, pentru că așa foarte bine se poate spune, nu avem răspuns, este atât de neașteptat, este atât de inexplicabil, mai ales cei care cunosc performanțele serviciilor de informații izraeliene, pregătirea Israelului pentru a se apăra împotriva oricărui atac de acest tip. Și nu este o pregătire de azi de ieri, este o pregătire de 10 de ani și pregătirile acestea au fost testate în timp, astfel încât nimeni, inclusiv izraelienii, nu se așteptau să li se întâmple așa ceva. Și când spun izraelieni, să fim foarte limpezi, mă refer la omul de rând, la cetățeanul israelian. Pentru acești oameni, pentru cetățeanul israelian, este un șoc teribil, pentru că nu se aștepta că este atât de prost apărat de statul israelian. Ea spune că nu este prost apărat. Nu este prost apărat, n-a fost prost apărat, ci au fost niște explicații foarte profunde. Este acest joc care se face tot timpul la 1000 de capete și să nu uităm că în timp, da, Hamasul a fost susținut inclusiv de Israel financiar pentru ca să fie o contrapondere la Fatah, la mișcarea palestiniană care totdeauna a pretins să fie recunoscută și a fost recunoscută ca reprezentant legitim al poporului palestinian și care în manifestul său a modificat paragraful care spunea că nu recunoaște legitimitatea și existența statului israelian, ceea ce Hamasul n-a făcut. Dar lumea aceea și zona toată, de fapt întreaga lume, este plină de ascunzișuri, de jocuri duble, triple și așa mai departe. Bun. Deci, aici pe de o parte nu putem exclude faptul că unii lucrători ai serviciilor de informații au știut și au ținut pentru ei informația, întrucât mai nou ei sunt implicați în luptele politice din Israel, sunt implicați în abordări ideologice în Israel. Această democratizare falsă care s-a produs la nivelul întregii lumi și care a slăbit capacitățile statelor de a se apăra. Cu câteva săptămâni sau luni înainte, diversi lideri ai armatei izraeliene au refuzat să pună în aplicare directivele guvernului israelian, asta înainte de atacul Hamasului, pentru că li s-a părut lor că aceste directive nu sunt în regulă. Ori până acum, pe marile performanțe pe care le-au obținut pentru că ei, într-adevăr, lucrau exclusiv pentru interesul național, iar interesul național era sintetizat, definit de guvern care avea legitimitate democratică. Acum ne-am democratizat. Deci, aceasta este cu certitudine un aspect. Pe de altă parte, eu știu că, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina, așa cum se întâmplă și în alte părți, războiul este dorit de unii lideri politici. Războiul este dorit pentru că după 10 de ani în care ne-am străduit să strângem din dinți, să avem răbdare și să încercăm să clădim pacea pas cu pas, acum se pare că trăim într-o epocă, am ajuns într-o epocă în care pacea nu mai e la modă și lumea s-a săturat să mai facă pași ăștia mici, obositori, chinuitori, enervanți către pace și toată lumea vrea război. Toată lumea crede că dacă izbucnește un război, pot fi rezolvate anumite probleme, pe care prin război. Încă ceva vedem și acum, dar asta știam și pot să vă spun și lucrul acesta. Eu am mai avut comunicări cu state din zonă, inclusiv m-am deplasat acolo, am avut întâlniri cu reprezentanții lor. Se vorbește de luni de zile despre un atac împotriva Israelului și de operațiune, un atac al acestor organizații de eliberare, să le spunem mai departe, acestor organizații care, în fine, contestă existența Israelului și încearcă să obțină prin forță recuperarea teritoriilor pe care ei le-au pierdut, palestinienii le-au pierdut atunci când statul israelian s-a constituit. Pe care ar fi teritoriile pe care le-au pierdut? Păi atunci totul era Palestina. totul era așa zisa Palestină, totul acest teritoriu. Adică până la înființarea statului Israel. Până la înființarea statului Israel în 1948. Și acest teritoriu aparținuse cândva Imperiului Otoman. După primul război mondial a devenit un protectorat al Marii Britanii. Marea Britanie era cel care administra acest teritoriu și după aceea a existat o faimoasă declarație la sfârșitul primului război mondial al lordului Balfour, care a spus: evreii trebuie să primească un loc unde să se organizeze ca stat, să-și organizeze statul. Nu s-a făcut asta în cei circa 20 de ani care au despărțit cele două războaie mondiale, dar la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, șocul psihologic și, cum vreți, moral pe care l-a produs Holocaustul și descoperirea a ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului a făcut să se precipite această idee și iată ce din păcate nu s-a făcut ulterior, și anume să se constituie statul palestinian, și tot s-a amânat ce s-a crezut că timpul le rezolvă pe toate și iată că timpul nu le rezolvă. Asta este una din învățăturile cele mai importante ale acestor evenimente. Deci atunci s-au precipitat lucrurile și Organizația Națiunilor Unite a constituit o comisie formată din mai multe state, printre care și Iranul, care să vadă unde se așează acest stat. Și, sigur, mergându-se și pe linia tradițiilor biblice, s-a considerat că acolo trebuie să fie așezat statul israelian, să fie recunoscut ca stat de sine stătător, numai că în timp de mii de ani, pe acele teritorii se așezaseră alții, trăiau alții. Vedeți, lupta asta pentru un viitor, pentru un trecut mai bun, este extrem de păcătoasă. Trecutul nu poate fi îmbunătățit, el este cel care doar viitorul poate să fie gestionat mai bine. Și să aducă soluții până la urmă. Da. Și să aducă soluții. Deci, în momentul acela, când pe teritoriu, și de ce am menționat Iranul? Pentru că pe vremea aceea guvernul iranian era condus de un celebru om politic iranian cu vederi de stânga, Mossadegh, care până la urmă a fost și eliminat din joc și mai departe. Și atunci Iranul s-a opus creierii statului Israel. Deci este interesant în formula în care se propusese. Deci este interesant de văzut că nu numai Revoluția Islamică iraniană a pus în discuție existența statului, ci Iranul de la bun început a avut niște rezerve în această privință. Sigur, statul s-a creat, știm că s-a creat, oamenii aceia au făcut niște minuni în statul lor, pentru că e o bucată de deșert altminteri și construit o țară prosperă. S-a pus ce facem însă cu acești palestinieni? Mulți dintre ei, și asta iarăși este important de reamintit în acest moment, atunci, în 1948, când în fine au început lupta dintre palestinienii care se vedeau izgoniți, ocupați și israelienii care tocmai își constituiau statul, în acel moment un număr mare de palestinieni a emigrat, a fugit, au fost refugiați, valuri de refugiați care s-au dus pe unde au putut și peste tot au creat probleme, nu pentru că sunt oameni răi, ci pentru că așa e în firea lucrurilor. Erau frustrați, erau goniți din casele lor, cereau să li se dea, pe de o parte, sprijin ca să-și recupereze averile, avutul pierdut, avutul generic vorbind, pe de altă parte considerau că trebuie și ei să participe la conducerea politică a statelor care le-au dat găzduire și atunci faimosul Septembrie Negru, știe lumea, poate am auzit de Septembrie, organizație care a fost considerată teroristă și, în fine, care a dat multe lovituri de acestea de tip terorist, evocă nu vreo criză în relația cu Israelul, ci în relația cu Iordania, care i-a gonit pe acești palestinieni, întrucât ei vroiau să se insereze în decizia politică iordaniană, ei fiind refugiați din Palestina. Șabra și Șatila, două tabere de refugiați din Liban, unde s-au produs niște masacre extraordinare, dar nu israelienii au masacrat, ci mizeria de acolo a produs asemenea explozii. După aceea s-au tot dus în diverse locuri, până când s-a zis: haide să facem un stat palestinian alături de statul israelian. Ce vreau să subliniez, această alungare a oamenilor în masă de pe un teritoriu nu este o soluție, pentru că ei creează probleme în alte părți și în felul acesta criza se întinde. Venim acum la Gaza. Ideea de a-i goni pe toți de acolo și a-i duce în alte părți nu face decât să repete tragedia de atunci și, în mare măsură, ideea întoarcerii acestor refugiați pe teritoriile de pe care a fost gonit a fost un alt obstacol în găsirea unei soluții de pace. Și ce se întâmplă acum, iarăși explică, prin prisma istoriei pe care am încercat să o spun foarte rapid, explică de ce nimeni nu este așa de grăbit să-i găzduiască pe palestinienii care se refugiază din Gaza. În realitate, sigur, toată lumea arabă, vorbesc, protestează împotriva Israelului și politicii Israelului, dar pe de altă parte spune, dar rezolvați-vă, băi, problema voastră. Și nu veniți la noi. Și nu veniți la noi. Nu ne aruncați nou, cum se zice, cartofi fierbinte în mână, că știm ce înseamnă să facem din nou tabere de refugiați, să fie mizerie mare, să fie revolte în tabere, să se extindă după aceea, pentru că din taberele acestea unde colcăie mizeria și unde colcăie revolta, se alimentează și mișcările islamice radicale din țările gazdă. Respectiv, deci, iată, probleme care par acum ușor de rezolvat, dar ce se ducă în tabere, se ducă să refugieze, că nu-i facem curaj, după aia vin înapoi. Nu merge așa, asta nu se poate. Revenind însă, deci, la întrebarea noastră inițială, cred că au existat și niște minți care s-au gândit că hai să rezolvăm această problemă rapid, prin război, pentru că în felul acesta bifăm o problemă care nu a fost de multă vreme rezolvată. Vă reamintesc, sau reamintesc celor care au uitat, sau spun celor care au știut, că atunci când a avut loc războiul de 6 zile între Israel și un număr de țări arabe, Iordania, Siria, Egipt, a fost ocupată fâșia Gaza și peninsula Sinai de către armata israeliană. Când s-a făcut mai târziu pacea între Israel și Egipt, israelienii au spus, luați Gaza, luați-o voi, Egiptul. Iar egiptenii au spus, nu, mulțumim foarte mult, știau că este o problemă greu de rezolvat, greu de soluționat, așa încât au lăsat această problemă Israelului. Și astăzi stau și mă întreb dacă printre soluțiile care trebuie puse pe masă, toate soluțiile trebuie cercetate, nu există soluție exclusă ab initio, nu există soluții pe care să o excludem. Ele se analizează, nimeni nu impune, dar măcar să căutăm. Poate fi o soluție și aceea de a organiza pe teritoriul respectiv nu 2 state, israelian și palestinian, ci 3 state sau poate 4 state, adică Gaza să fie o formulă statală, pentru că ei au fost mereu în conflict cu ceilalți din Cisjordania, din Malul Vestic. Să vedem ce se întâmplă cu Ierusalimul, care este totuși un oraș multicultural, cum s-ar spune, și acolo, într-adevăr, este o mare problemă în ceea ce privește statul care ar urma să-l aibă capitală. Ideea unei capitale pentru o singură capitală pentru mai multe state, mie personal, mi se pare foarte greu de aplicat, mi se pare utopică. În schimb, s-ar putea gândi, cu mulți ani în urmă, am fost și eu co-semnatar unei moțiuni în Consiliul Europei, în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în care se sugera ca Ierusalimul, deci asta se întâmpla în anii 90, să fie considerat un oraș internațional sub o anumită guvernare a Națiunilor Unite și așa mai departe, în care toate statele din zonă și, mă rog, toți credincioșii să aibă acces. Sunt lucruri care trebuie discutate. Ceea ce mă îngrozește în acest moment este că văd aproape nimeni din zonă nu are interesul sau inclinația să caute o soluție. Toată lumea încearcă să rezolve problema pe cale militară. Hamasul nu văd să ofere niciun fel de soluție. Israelul în același timp spune, și îmi spun prietenii de acolo, acum e vremea războiului, pacea rămâne pentru generațiile viitoare, nu pentru săptămânile, lunile, anii următori, ci pentru generațiile următoare. Deocamdată am fost înșelați în așteptările noastre și acum trebuie să rezolvăm problema militară. Numai că Hamasul, iarăși, Hamas, am spus că Israelul s-a format în 1948. Hamasul nu exista atunci. Hamasul s-a înființat mult, s-a creat mult mai târziu. De ce? Pentru că a lipsit soluția politică la problemă. Ce facem cu palestinienii ăștia? Ce teritorii le dăm? Cum îi lăsăm să organizeze? Evreii au avut dreptul la un stat. Era corect să-l primească și e corect să fie în securitate. Dar și ceilalți au un drept similar. Haideți să vedem cum se rezolvă această problemă. În amânarea ei a creat Hamasuri și a creat ocazia, inclusiv unor... Adică nerezolvarea problemei de fond.